preocupată se adresează Mântuitorului, care ținea o învățătură, probabil acolo un discurs, și zice: Doamne, sora mea, vezi că e puțin lejeră, nu stă să mă ajute aici să punem masa, să facem totul. Stă la picioarele tale acolo și mă lasă singură să mă ostenesc. Și ce frumos îi răspunde Hristos, nu îi discriminează munca, să nu credeți că Hristos era împotriva faptului ca cineva să mănânce ou roșu sau cozonac, să bea vin, să mănânce friptură. Nu, astea sunt prostii. Deci când mai auziți vrăjeli de astea spuse la nimereală, voi că să plângem, să suferim, nu trebuie să suferi nimic, trebuie să fii om, frate, atâta tot. Trebuie să fii om. Dacă te-ai dat cu parfum, tot creștinești. Și dacă miroși abalică de oaie de la stână, tot creștinești. Important e să-ți suporți mirosul pe care ți-l asumi în Duhul lui Dumnezeu. Îngerii când au venit la Betleem să vestească nașterea lui Iisus, nu s-a dus la Irod și la suita lui de la Sinedriu, unde erau mari drepți ai Vechiului Testament, marele prezidiu popesc al Vechiului Testament. Nu, s-a dus la niște nomazi păstori în câmp care pășteau oile. Bă, nu dormiți, va veni vouă Mântuitor mare, s-a născut în întuneric împăratul vostru, mergeți și vestiți lumii. Păi bine, îngerii, s-a născut, dar cine e ăsta? Păi cum, cine e ăsta, mă? Mergeți și vă închinați. Mergeți unde vedeți steaua deasupra unui prunc și un prunc în ieslea cu dobitoace, acela este împăratul vostru. Nu puteau să râdă aia, să zică, hai bă, îngeri, mă, iei la mișto, adică noi suntem ciobani și mergeți de alt cioban născut într-o iesle cu devite. Nu. Au înțeles mesajul și au știut să-l claseze în istorie și să-l plaseze ca acțiune în așa fel, încât el a rămas până astăzi imaginea transfigurării lui Dumnezeu în om prin șederea în pântecele Fecioarei Maria, prin actul întrupării de la Nazaret și prin nașterea de la Betleem. Și noi mergem astăzi, de fiecare dată când mergem în Țara Sfântă și vedem peștera unde au cântat îngerii și steaua sa deasupra și magii au dus aur, smirnă și tămâie. Dar n-am găsit vreun palat ceva unde să vizităm și să spunem, uite, aici împăratul cu tare primea daruri de la supuși. Că nu, aurul să trece, oamenii să trec, viața să trece, luxul să trece. Pământul și cerul vor trece, doar cuvintele mele nu vor trece, zice Hristos. De aceea, dacă pui în acord Evanghelia cu casa ta, și o să întrebați cum, simplu, ai o haină bună, da? Cum poți tu să faci să fii în acord cu Evanghelia? Una mai puțin bună sau care nu-i mai la mod, o dai la unul care n-are deloc și ești în acord cu Evanghelia. Ai masa ta plină cu bucate, nu îngrădești gardul înalt și pui străji la poartă, camere de luat vederi și încuietori speciale și câini dezlegați. Ieși la poartă cu bucatele mai sărăcăcioase pe care tu nu le mănânci, că nu-ți mai pare interesante, și le dai la unul care n-a mâncat niciodată sau stă flămând. Și uite cum, fără să vrei, îți pui bogăția în acord cu Evanghelia și nu pierzi nimic. Și ai șansa, cum spune Scriptura, să n-aduni numai bogăția pe care o mănâncă furul, molea, pe care o roade rugina, pe care o pândește tâlharul, pe care o strică timpul, ci poți să-ți faci comoară neperitoare în cer. Închipuiți-vă că vreți pe lumea cealaltă să aveți ceva bun de mâncare. Dați-o cu mâna dumneavoastră din viață. Azi îi dai la un sărac o ciocolată, mâine îi dai un pachet de biscuiți, poi mâine îi dai o prăjitură, poi mâine îi dai o pâine, altădată îi dai un cozonac și ai să le găsești dincolo, o să ai în ce băga mâna. Și o să spui, da, păi, de astea-s prostii. Îs prostii pentru cei necredincioși și sunt adevăruri sacre pentru cei ce au avut cuvântul Dumnezeu care zice, flămând am fost și mi-ați dat ca să mănânc. Și cei care acum spun că sunt prostii, întreabă, Doamne, dar unde am văzut noi pe tine flămând și gol și dezbrăcat? Întrucât ați făcut celor mai mici, mie mi-ați făcut. Eu nu vă cunosc pe voi. Nu v-am văzut vreodată pe la mine cu mâna întinsă, dând ceva în numele meu. Deci iată ce simplu, dacă nu spui viața pentru Evanghelie, ți-o pierzi. Și acum, întrebarea de bază pentru o casă, ce-i folosește omului dacă toată lumea ar fi a lui și sufletul ar pierde? Adică a câștigat lumea, dar și-a pierdut sufletul. Nimic. Mașina o să o împartă copiii, casa o să o împartă copiii și ceea ce văd eu cu ochiul liber de 30 de ani de la Revoluție încoace,
și constat, pentru că cunosc multă lume și bună și mai bună și mai foarte bună și mai bogată și mai foarte bogată, tot se regretă același lucru, părinți. Am făcut un haram de casă de a-și putea să o vând cuiva să scap de ea, că nu mă cheltuieleam cu dânsa. Vezi? În prima fază, când ai crezut că prosperitatea poate fi lumească, ți-ai făcut un imperiu. Când ai văzut că, de fapt, nu poți conduce un imperiu, acum vrei o casă. De ce oare trebuie să fiu atât de naiv și când fac ceva să nu mă gândesc de ce fac și pentru ce fac? Cunosc persoane care s-au mutat dintr-un apartament în altul de 10 ori până acum. Că ăla e cu peretele la nord, că ăla e cu peretele la sud, că ăla n-are aer, că ăla are zgomot, că ăla n-are pom, că ăla are umezeal, că ăla are mucegai. Bă, dar tu când te muți undeva, nu te uiți, ești orb? Sau Dumnezeu te întunecă? Știți ce am spus unei persoane? S-a supărat pe mine, nici n-a mai venit, se muta într-al șaselea apartament. Zic, vorbește, bă, cu ăștia de la primărie să-ți facă carte de muncă, că tu ești bun la restaurări, la astea, la renovări. Dacă tot ai renovat 6 apartamente în Iașul ăsta, ești cineva. Și a zis, părinte, mă luați la mișto. Nu te iau la mișto. Banii se risipesc când Dumnezeu nu lucrează prin tine să-i folosești cum trebuie. De aceea a spus Hristos, cine n-adună cu mine risipește și cine nu-i cu mine împotriva mea. Deci, noi trebuie să mai avem grijă că pe lângă lumea aceasta trecătoare este și un suflet care are nevoie de o lume veșnică și tot noi o pregătim acolo. Finalul este de acum mistic, parusiac, este eschatologic și mai puțin vă interesează că dumneavoastră sunteți în picioare. Dar eu vă spun ce spune Hristos mai departe. Cine se rușinează de mine aici în neamul acesta viclean și păcătos? Și Fiul omului când va veni într-o slavă Tatălui cu Sfinții Îngeri, se va rușina de ei și va zice lor, adevărat, adevărat grez vouă. Sunt unii din cei ce stau aici care nu vor muri și nu vor gusta moartea și până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind cu putere multă. Ce vrea să arate? Că venirea lui Dumnezeu pe pământ nu este într-un moment mort. Și o să întrebați ce e acela moment mort. Trebuie să înțelegeți că nu ne culcăm în seara aceasta și mâine dimineață ne trezim în lumea cealaltă. Avem niște semne premergătoare care ne arată că se apropie o vreme a apocalipsei sau a arătării lui Dumnezeu, a parusiei sau a eschatologiei. Și Evanghelistul Marcu ni le confirmă care ar fi semnele. Războaie pe alocuri, slavă Domnului. Răzmeriță între popoare, slavă Domnului. Ați văzut, de când cu dictatura asta medicală și cu facerea sănătos cu sila, sunt răzvrătite toate țările, că tot omul e conștient că sunt capcane mizerabile și mincinoase. Veți vedea morți și boale la norod. Veți vedea revărsări de ape, veți vedea răzvrătirea stihiilor, se va întuneca soarele, se va întuneca luna, se va întuneca cerul, se vor cutremura torțile pământului, vor fi cutremure și morți pe alăturea. Iată, sunt semne parusiace care ne arată cum va fi semnul sfârșitului. Ei, în aceste momente, să știți că se potrivește foarte bine ideea aceea a Apostolului Pavel. Privegheați și vă rugați că nu știți vremea și ceasul în care vine Fiul omului. Asta nu înseamnă că de mâine nu mă duc la servici, asta nu înseamnă că de mâine nu-mi cresc copiii, asta nu înseamnă că de mâine nu-mi duc familia sau de mâine nu muncesc. Aștept venirea sfârșitului lumii, nu asta. A priveghea și a te ruga înseamnă așa, să fii împărtășit, să fii spovedit, să fii în rugăciune ca Dumnezeu să țină cont de necazurile tale, așa cum și poporului Israel, când era în Egipt și au venit plăgile peste necredința lui Faraon, la ultima plagă Dumnezeu le-a spus așa poporului lui Israel, să luați mielul de jertfă, curat, fără meteahnă, fără beteșug, să-l tăiați, să ungeți cu sângele lui ușorii casei, să mâncați carnea friptă cu ierburea mare, simbolul muceniciei și a suferinței și a iertării și a durerii sufletești
și tot ce rămâne să ardeți. Și apoi să stați cu minți, căci la miezul nopții va trece îngerul morții pe la voi. Și îngerul morții nu i-a luat nici pe cei vaccinați, nici pe cei imunizați, nici pe cei nevaccinați. I-a luat pe cei ce n-aveau pragurile ușilor unse cu sânge de miel. Adică oamenii care nu aveau treabă cu Dumnezeu. Și a luat pe cei întâi născuți ai Egiptului toți, încât faraon, când s-a sculat și a văzut ce doliu în Egiptul, i-a zis, plecați să nu vă mai văd. Dar după aia s-a întors, trebuie să vă omor. N-a putut să-i mai omoare, căci prin despicarea Mării Roșii cu toiagul, poporul Israel a trecut în peninsula Egiptului, la Sinai, iar faraon a rămas înnecat cu o parte din oaste care a intrat în mare cu curaj în urma lor, și pe la mijlocul mării s-a închis marea și i-a înghițit, pentru că el credea că acel semn e și pentru el, nu numai pentru poporul cel ales. Cine are încredere în Dumnezeu și știe să se roage, și rugăciunea pentru momentul în care trăim acum este psaltirea la tot poporul și norodul, oricine știe carte, citit acatistul Arhanghelor Mihail Gavril, m-a întrebat de dimineață un om, părinte, ce să citim pentru dihonia asta care este pe pământ? Frate, psalmi, acatiste și rugăciuni. Nu putem noi inventa o rugăciune nouă. Să nu lipsească rugăciunea Sfântului Arhanghel Mihail Gavril, care stă de-a dreapta lui Dumnezeu, Paraclisul Maicii Domnului, care stă de-a dreapta lui Dumnezeu, și în special psalmii Duhului Sfânt, care sunt curățitori și izgonitori de demoni. Când nu ne așteptăm, sau când vrem, sau când nu vrem, Dumnezeu curăță pe cei ce fac rău mai mult decât trebuie. Noi să avem credință. Dacă nu avem credință, mulți vor muri de frică. Mă uit câtă lume speriată este și umblă așa bezmetică și îi spun, dar liniștește-te, omule, du-te acasă și te roagă. Postește 3 zile, vino să te împărtășesc, ia o carte de rugăciuni. Nu, dar nu-i bine. Nu, ceva se întâmplă. În capul tău, da. În jurul tău, nu. Atâta timp cât ai pe Dumnezeu deasupra, trebuie să ai și nădejdea mântuirii și să ai și curajul că Dumnezeu este cu tine. Dacă tu nu crezi că Dumnezeu e în casa ta, ești departe de credință, dacă nu crezi că Dumnezeu lucrează în viața ta, ești departe de credință și dacă nu crezi că Dumnezeu e singurul care te poate ajuta, iarăși ești departe de credință. De 30 de ani ați luat ajutorul prin vot și ați văzut în ce situație am ajuns. Am votat până am sărăcit. Acum rugați-vă să ne îmbogățim. Adică să ne revenim la omul firesc care în dimineți, când se deșteaptă, privește răsăritul și dă slavă lui Dumnezeu că trăiește și există. Și atunci Dumnezeu va revărsa din nou darurile sale cele bogate prin puterea de pronia Tatălui, prin lucrarea de mântuire a Fiului și prin puterea de sfințire și curățire a Duhului Sfânt. Amin, amin, amin.